Lucrările la drumul de mare viteză care va lega Piteștiul de Craiova s-au oprit pe anumite sectoare. Arheologii au descoperit în urma unei diagnoze mecanice mai multe porțiuni cu potențial istoric. În Enoșești, lângă celebra cetate a Cidava, în zona pădurii Saru, dar și între localitățile Slatina și Milcov, s-au descoperit mai multe fragmente de ceramică, de chirpici sau fusaiolă, ceea ce a determinat începerea cercetărilor arheologice preventive. Conform diagnozei realizate de către arheologi, în spatele meu ar trebui să fie un sit arheologic, o veche așezare urbană din vremea Imperiului Roman din secolul 2-3. Asta înseamnă că valoarea istorică și culturală a județului nostru va fi cu mult îmbogățită. Toate aceste descoperiri vor afecta doar o mică parte din traseul șoselei de mare viteză. Asta înseamnă că lucrările la drumul expres Craiova-Pitești pe celelalte sectoare vor continua cu siguranță.